Un autoturism a fost cuprins de flăcări din cauza unui scurt circuit produs la un conductor electric defect. Evenimentul s-a petrecut miercuri după amiază în municipiul Suceava, zona Zamca. Din fericire, nu au existat victime, iar pagubele au fost doar de ordin material. Pentru stingerea flăcărilor au intervenit militarii detașamentului Suceava.